Salutare, numele meu sunt Vescan și ăsta este un nou început al meu. Am ales numele de Vescan de aceea este un cântăreț foarte tare și unele versuri ale lui mă reprezintă. Un început nou pe Metin 2 Euro Gemini. Sunt toate itemele pe care le aveam pe alte conturi și am decis să mă apuc aici. Nu prea am cine știe ce. În fine, am să continui evoluția caracterului acesta, o să încerc să-l fac cât pot de puternic. Deocamdată vreau să fac level 35, să fac măcar un M5 la aură și vedem. Cred că ăsta o să fie un fel de farmer sau am să țin destul de mult să farmez map 2. Dacă tot pun aură, pun 2 puncte pe vitalitate și unul pe strategie, cred, sau nu mai știu, CTR. Putere, nu contează. Rezist destul de bine. Arma am făcut tot, că n-aveam ce să fac cu bonusurile. Câine sălbatic. Sunt mai ușor de găsit. Să vedem cât de mult pot eu să ajung să cresc pe un caracter de la 1, de la level 1. Toate că am trișat iteme pe el, păi nimic, nu-i bai, zic eu. Să încercăm să facem prima misiune. O să fac mai multe let's play-uri în care o să vorbesc pur și simplu despre ce fac acolo sau în general despre Metin. Nu-mi place Metinul din ziua de azi. Era mai frumos cel din 2008-2010 când nu aveai bonusuri. Pur și simplu un FMS plus 9 cu o piatră plus 3 sau plus 2 și un PM de 10 era 20 de caca și pe aia de 20 de caca te chinuiai, nu știu, o lună să-i faci. Acum imediat toți rarii au FMS PM 49, FMS PM 50, FMS PM 30. Dacă n-ai FMS cu PM 30 plus 9, pietra plus 4, ești prost, nu ești mica pe midin. Înainte, dacă aveai FMS plus 8, erai boss, nu comenta nimeni la tine în map 1. Nu înțeleg, acum depinde, văd că s-au băgat și unele pachete cu Young de la început, ceea ce iar nu mi se pare foarte corect, oarecum. Adică donezi, îți faci 1,9 KKK, te-ai scos, mai nu? Te-a pus să joci ca lumea. Nu mai, Metinul din ziua de azi nu mai reprezintă cam nicio aventură pentru nimeni. Oricine are bani, donează, își face tot ce poate sau face conturi de level 20 în continuu. Da, și eu am făcut câteva conturi de level 20. Astea n-am avut ce să fac cu bonusurile alea de adăugare și... Ăsta e primul meu atacant de pe Metin 2 Road Gemini care mi-a picat și mi-a picat cu 8 otrăvire. Inițial avea doar 8 otrăvire, apoi l-am bonusat. Mi-aduc aminte, cu el am crescut până la level 25 când mi-a picat și prima aură. M-a apucat cu 2 prieteni și de atunci a început toată evoluția mea a caracterului. Mi-a picat o aură, din aia mi-am luat o lată plus 9, că o lată plus 9 era 2 caca atunci, că nu erau bonusurile, nu erau astea. Și de aici a început toată evoluția mea. Am ajuns să fac unele iteme, dar astea nu știu nici de ce. O să încerc să fac și femeia asta plus 9 și să fac un sura BM. Am câteva spirite de flacără. Așa. Oare mor dacă dau un ăsta? Nu cred. Și cu eventul ăsta de Paște, nu știu. Mi se pare ok. Sunt destule metine, dar mi se pare că mai mult... Sunt mai multe în deșert, în Valea Orcilor, decât prin map 1, sau pur și simplu nu ne-am căutat eu. O să mă apuc de regatul galben, deoarece un prieten mi-a zis să jucăm aici, nu înțeleg de ce îi place lui regatul ăsta, eu îl răsc. Eu până acum am jucat numai o dată pe albastru, pe Corvus și în rest am jucat numai pe regatul roșu. Știu mapa de la roșii pe de roșu, fiecare coltișor. La galben am jucat decât o dată pe Draco, parcă pe Draco, nu mai știu. Aveam un caracter de fată, eram la început, știi că acum la început fiecare își face caracter de fată. Eram un mental de level 30, aveam un punct pe corp și aveam M la, mai știu, la attack spirit sau la așa ceva. În orice caz nu eram bun deloc, acum nu mai știu nimic din mapa asta, nici pe privat, nici pe nicăieri nu mă pun pe regatul galben. Acum să vedem cât mai durează să spargem metinul ăsta.
Ia să vedem. Da, da, destul de bine, zic eu, 84. Acum văd că unii fac despre în care dau 4K în metin, 10K. Sinks, Bryce, nu mai știu, mai mult de ăștia. Eu dau 84 în 5 secunde cu mine. Da, asta s-o las ca un fel de spirit de glumă. Da. De-abia aștept să fac și o level 34, să pun și o mortala. Dar am zis că e un nou început, dar de fapt nu prea. Am mutat toate itemele pe un cont, mi-am mutat regatul de răce pe roșu. Dacă sunt 10 shop-uri pe channel 1 în timpul săptămânii sau un weekend, suntem boși. Văd că pe galben e mai populat regatul. Aștept să vină și fuziunea de servere. Oricum, prețurile ori o să scadă foarte mult, ori o să crească foarte mult. Și dacă o să mai crească mai mult de atât, cred că o să mă las de metin. Deja, wow, e 2KK. E exagerat de mult, zic eu, ca să faci un gel aură, cred că trebuie cam 100 de cărți și, na, face și voi un calcul. Hei, am primit un nou, da, surprinzător. Până acum n-am dus ouă la iepuraș, am desfăcut, mi-a picat și mie un 8 de la magic, am desfăcut numai bani și... numai bani și apă, sim sau bol sau nu mai știu, așa ceva. Să vedem ce ne va da metin ăsta, având în vedere că avem level 5, acum l-am făcut. Ia, punctele sper că le pun destul de bine, nu fiți prea critici cu mine. N-am mai jucat metin de câteva luni, acum m-am zis aibă să mă mai reapuc și eu să mai fac ceva. Am jucat mai mult pe Forgotten, pe private și pe astea. Da. Și treziți destul de bine. Cam asta. Normal. Ia să vedem dacă spar tot. Se bagă ca un idiot. Da? Mhm. Da. Ce dracu sunt aici? La level 25 te bagi. Prestige drop 1-1 de level 5. Idiot. Cam atât pentru episodul ăsta, vă aștept data viitoare, dacă vă plac lespirurile mele, nu uitați, subscribe, like, comment.